Pentru pești, vorbim de comunicare, mai ales comunicarea cu cei apropiați. Această comunicare are uh, ca bază gândirea, profunzimea, uh, fermitatea uh, și relațiile, ceva mai conservatoare, mai profesionale, legate de resurse și de bunurile materiale. Uh, poate unul de familie, se păstrează optimismul cu mai mare ușurință, loialitatea, aveți o vitalitate bună, sunt posibile reușite profesionale, creativitate și atenția mai mare către prietenii. Totuși, relațiile sunt și romantice, sunt și bazate pe sensibilitate. Există riscul de a fi sensibil la iluzii, la lucruri care vă măgesc apare poate mai ușor lipsa de curaj în a face anumite lucruri, în a accepta realitatea așa cum este, iar pur și simplu revenirea la realitate cu pe pământ poate să vă aducă un pic mai multă nervozitate, iar relațiile cele mai probabile sunt cele care nu sunt chiar clare. În familie apare asumarea uh, cu modestie, cu responsabilitate a unor lucruri, a unor răspunderi, spirit bun de organizare, a o analiză foarte uh, corectă a realităților. Relațiile sunt mai ușor de colaborare, uh, mai uh, ușor de spus că ar fi relații de parteneriat chiar, iar comunicarea cu apropiații se face prin folosirea gândirii. a seriozității, a înțelepciunii, relațiile cele mai probabile sunt cele conservatoare și profesionale. 29 aprilie, resursele, bunurile materiale au legătură cu creativitatea, cu hobby-urile, cu distracția și aduc ceva mai multă maturitate um, afectivă, mai multă generozitate, mai multă onestitate. Manifestarea sentimentelor se face mai ușor. Relațiile cele mai probabile sunt cele bazate pe încredere, pe fidelitate. Data de 30 aprilie contractele uh, pot să aducă ceva tensiuni care se acumulează, aduc nervozitate, aduc manifestarea unui uh, spirit mai conservator și a dorinței poate de a vă însingura față de ceilalți oameni. Relațiile sunt uh, afectate mai ușor de stări de posesivitate prea uh, mare sau chiar de niță de abandon. Se poate ajunge la un echilibru prin comunicarea cu cei apropiați, prin folosirea gândirii, prin mai multă profunzime în a estima lucrurile din jurul vostru, prin mai multă înțelepciune. Relațiile cele mai probabile sunt cele conservatoare și cele profesionale la, început, la sfârșitul acestei săptămâni.